Oh! Bun! Dar ține și un fată! Origla! Bani aici, ia mult timp, bani aici, nu-mi place. Trimne, mă, trimne! Libertate! Tate. De ce? Nu mai spun, el care a luat 35 de milioane, care n-am cu Voicescu, de ce nu l-a arestat? De ce nu? Sau fiul lui care i-a pusez la copilul și a băgat Stipan Alențan, de ce nu l-a arestat? De ce face asta? Pentru alții îl aresteze că a făcut școli? În țară a reparat școlii? Ce pot să spun? Legile în România au adus țara în situație critică și trebuie legi noi pentru vremuri noi. Este un protest de solidaritate cu ce s-a întâmplat la Pitești? Nu, este o acțiune prin care dorim să tragem un semnal de alarmă că justiția trebuie să-și facă datoria. De fapt, demersul Partidului Social Democrat este acela de a susține ca justiția să-și facă datoria și considerăm că la acest moment nu trebuie să existe excese la nivelul justiției în România. Proteste mai sunt și la Pitești și în alte orașe. Exact. Cu arestarea cu... Sigur. Considerăm că s-a făcut un exces la nivelul arestării domnului Niculescu. Considerăm că nu ar fi trebuit să fie arestat, fiindcă dânsul nu prezintă un pericol social.